articol anunțul făcut de Andreea Mantea la Puterea Dragostei din categoria Nu-ți vine să crezi. Bătaia dintre Cătălin și ceilalți băieți de la Puterea Dragostei nu a trecut neobservată. Andreea Mantea și-a arătat din nou dezacordul față de comportamentul pe care l-au avut Gabriel, Livian, Filip și Marius și nu a rămas indiferentă. Ea a anunțat pe concurenții de la emisiunea din Istanbul că au fost luate măsuri. Ce emisiune e asta? În ce s-a transformat? Ce exemplu suntem noi? Se închid toate emisiunile și noi ce arătăm? Se și uită lumea la noi. Nu suntem de umplutura. Se uita lumea la noi și pentru asta ar trebui să va fie rușine când face ceva greșit, le-a spus Andreea Mantea concurenților de la Puterea Dragostei. Citeste si, Carmen de la Sălcioa, mai îndrăgostită ca niciodată. Și-a găsit fericirea după despărțirea de culiță Sterp, ce-am făcut de am așa noroc. Citeste si, se anunță un nou cuplu la Puterea Dragostei, după eliminări. Andreea Oprică și Andy au întreținut relații intime în carantină. Citeste si, Elena de la Survivor, nominalizată spre eliminare pentru a șasea oară de faimoș, simt o dezamăgire constantă. Anunțul făcut de Andreea Mantea la Puterea Dragostei, din păcate, în această perioadă dificilă, competiția trece prin momente de cumpana din cauza concurentilor care au ales să transforme aceasta ca să intru în camp de luptă. Din nefericire, acest război a luat proporții uriașe, mai ales în afara orelor de filmare, iar tensiunile au ales cote inadmisibile. Exista factori care le amplifica, dar asta nu justifica evenimentele din ultima perioadă. Din categoria nu-ți vine să crezi, femeia care l-a băgat pe Dan Mocan în belele cu Dicotul se distrează de minune. Elena face show-uri fără perdea, video nerecomandat minorilor, se anunță un nou cuplu la Puterea Dragostei, după eliminări. Andreea Oprică și Andy au întreținut relații intime în carantină. Bombardierul Gabriel Teri, săltat de poliție. Durul din Ferentari și-a găsit nașul. Roxana Buzoiu răspunde acuzațiilor lui Sergio, cum că ar fi întreținut relații intime, să falsifici ceva. Spartacus, liderul bătăușilor din Rahova, a rămas fără glas în fața instanței. Ce a avut de spus după ce a amenințat poliția? Noi ne vedem nevoiți să penalizăm atitudinea pe care Gabriel, Livian, Marius și Filip au avut-o la adresa lui Cătălin. Din păcate, azi sunteți penalizati cu cată în cartona as galben. Am decis ca în această seară să fie eliminată o persoană din competitie, virgulă, a anunțat prezentatoarea Andreea Mantea la Puterea Dragostei, spre uimirea concurenților din casă.